Bună ziua de la UNESCO! Îmi face mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră, măcar virtual, la acest eveniment de marcare a Zilei Europene a Limbilor, o zi dedicată promovării diversității lingvistice la nivel european, de recunoașterea importanței multilingvismului și de promovare a diversității și armoniei interculturale. România reprezintă un model recunoscut de promovare a diversității la nivel european și internațional, atât prin legislația privind accesul la educația în limba maternă, cât și din perspectiva importanței pe care țara noastră o acordă învățării limbilor străine încă din primii ani de școală. Într-o perioadă guvernată de schimbare accelerată, multilingvismul și folosirea tehnologiei în educație reprezintă elemente de maximă importanță pe agenda globală a UNESCO din perspectiva rolului său de agenție ONU specializată în domeniul educației. În acest domeniu, UNESCO coordonează, sigur, alături de cele 193 de state membre, efortul global pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă în domeniul educației prin oferirea cadrului de dialog interguvernamental, prin monitorizarea permanentă a politicilor adoptate de state în vederea identificării vulnerabilităților, dar și a exemplelor de bune practici, precum și prin ghidarea statelor spre adoptarea celor mai bune măsuri în domeniul educației. Criza provocată de pandemia COVID-19, știm cu toții, a generat o utilizare fără precedent a tehnologiilor digitale pentru asigurarea continuității activității educaționale. În același timp, a scos în evidență carențele legate de lipsa de competențe digitale ale profesorilor și ale elevilor, precum și o serie de decalaje și inegalități generate de lipsa accesului la internet, la instrumente tehnologice adaptate învățământului online, precum și la suport educațional digital de calitate. Statisticile arată că cele mai afectate categorii de aceste inegalități au fost, evident, cele din mediile sărace și cele aflate în situații de dificultate, cum sunt de cele mai multe ori fetele și tinerele femei. Astfel, pentru asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți, conform obiectivului de dezvoltare durabilă 4 al Agendei 2030, este vitală o abordare în care valorificarea aplicațiilor tehnologice în domeniul educației să fie parte a unor eforturi sistemice ample, favorabile incluziunii sociale, mai echitabile, mai eficace, mai relevante, mai durabile. Printre inițiativele coordonate în ultimii ani de UNESCO, aș vrea să vă fac cunoscute câteva, și anume documentele de orientare, atât pentru factorii de decizie, cât și pentru elaborarea de politici privind resursele educaționale deschise, sau cadrul de competențe digitale pentru profesori, sau proiecte de învățare de la firul ierbii, precum și aplicarea principiilor etice în utilizarea inteligenței artificiale. Organizația este implicată de asemenea în organizarea, evident, a conferințelor internaționale menite să sporească dialogul și colaborarea în vederea consolidării pe plan global a cadrului educațional. Și în acest context, evident că mi-aș dori foarte tare să menționez cu această ocazie cea mai importantă conferință în domeniul educației și mă refer aici la Summitul pentru Transformarea Educației, recent încheiat la New York, care a fost convocat de secretarul general al ONU încă de anul trecut, iar UNESCO a fost principalul coordonator al efortului global dedicat acestei tematici. Sunt mândră să spun că România a avut un rol important prin implicarea directă și personală a președintelui României, a avut un rol important în coordonarea uneia din liniile de acțiune identificate ca prioritare, respectiv cea referitoare la profesori și activitatea didactică.
Una din concluziile desprinse în cadrul acestei linii de acțiune se referă la importanța pregătirii profesionale continue a profesorilor, inclusiv cu deprinderea unor competențe digitale adecvate. Și aș mai menționa încă o linie de acțiune prioritară, cea privind învățarea digitală, în cazul căreia au fost identificate trei teme care trebuie să ne ghideze în raport cu utilizarea noilor tehnologii. Și mă refer la asigurarea conectivității și a oportunităților de învățare digitală pentru toți, crearea și menținerea unor platforme digitale de învățare publice și gratuite și, nu în ultimul rând, utilizarea tehnologiilor digitale în aprofundarea unor practici de învățare a căror eficiență este recunoscută în cadrul sistemelor tradiționale de învățare. Ei, în tot acest context, multilingvismul rămâne un factor important din perspectiva reducerii inegalităților și a promovării unei societăți reziliente și durabile. Desigur, internetul prezintă multe avantaje, dar prezintă și un risc de uniformizare lingvistică și trebuie să depunem cu toții eforturi pentru a ne asigura că progresul tehnologic va servi cu adevărat multilingvismului. Crearea de instrumente digitale în mai multe limbi, sprijinirea dezvoltării mass media și sprijinirea accesului la conectivitate cred că reprezintă soluții în acest sens. Închei sublinind relevanța temei pe care o dezbateți astăzi și pentru profesia pe care o reprezint. O diplomație funcțională și eficientă se bazează în primul rând pe deținerea unor competențe multilingvistice, cât mai extinse, precum și a unor abilități de utilizare a instrumentelor digitale de ultimă oră. Dorindu-vă mult succes în desfășurarea acestui binevenit eveniment, vă rog să primiți gândul bun al echipei mele de la Delegația Permanentă a României pe lângă UNESCO, care vă stă mereu la dispoziție pentru orice inițiativă menită să susțină interesele țării noastre în această arenă internațională. O echipă foarte mică, dar entuziastă, care crede profund în ceea ce spunea Nelson Mandela. Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea. Numai bine și senin!